dragilor, astăzi am revenit cu un videoclip de cumpărături alimentare. La cel anterior v-am întrebat de câte ori pe lună ați vrea să vedeți genul acesta de clip la mine, iar majoritatea răspunsurilor voastre au fost că-l vreți de cel puțin 2 ori pe lună, așa că în primul rând vă mulțumesc pentru feedback-ul vostru și în al doilea rând o să ascult de părerea voastră, așa că o să încerc să vă ofer genul acesta de clip de câte ori pot eu pe lună, astfel încât să mulțumesc pe toată lumea. Și s-ar putea ca videoclipul de astăzi să fie mai lung decât cele pe care le filmez de obicei, în care vă arăt aceste cumpărături alimentare, pentru că într-adevăr am făcut și eu puțin mai multe cumpărături decât aș fi făcut în mod normal. De obicei mergeam la hipermarket și făceam cumpărături pentru 3-4 zile, cam așa, iar de data aceasta am făcut cam pentru o săptămână și jumătate, chiar 2 săptămâni, pentru că da, ne aflăm într-o situație care nu prea este plăcută. Știți foarte bine că rafturile hipermarketurilor se golesc foarte, foarte repede și nu mi este teamă că nu o să mai avem alimente sau ceva de genul, pentru că sunt conștientă că magazinele vor rămâne deschise și nu o să avem probleme în această privință, numai că eu personal vreau să nu mai ies din casă, așa că ne-am făcut aceste cumpărături în primul rând în ideea de a nu ne mai duce atât de des la supermarket, dar nu vreau să intru în detalii despre subiectul acesta pentru că s-a tot discutat pe diverse medii sociale și consider că ceea ce pot să fac eu aici pe YouTube pentru voi și nu doar pe YouTube și pe Instagram, Facebook și TikTok este să încerc să vă bine dispun, să vă dau o stare mai bună, să vă pun un zâmbet pe chip, să vă inspir cumva, să vă dau vreo idee, așa că nu vreau să dezbatem subiectul pe acest canal, doar v-am menționat de ce sunt mai multe cumpărături de data aceasta decât în mod normal, dar cum am făcut totuși cumpărăturile, pentru că nu ne-am dus acolo și am luat ce am nimerit la mână, pur și simplu ne-am dus cu o listuță, știam exact ce vrem să luăm și cam ce urmează să gătesc pentru perioada următoare. Deci cam așa stau lucrurile pentru videoclipul de astăzi, iar înainte de a trece la cumpărături, ca de fiecare dată vă spun să vă abonați dacă este prima dată când ajungeți pe canalul meu și dacă vreți să primiți notificare în momentul în care încarc un nou videoclip, trebuie doar să apăsați pe clopoțel, iar asta se întâmplă de 2 ori pe săptămână aici pe YouTube, mai exact miercurea și sâmbătă. Și nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, pe Facebook, dar și pe TikTok dacă vreți să interacționăm mai mult, dacă vreți să vedeți mai multe poze și videoclipuri, așa că o să aveți toate linkurile în descrierea videoclipului. Și toate acestea fiind zise, haideți să vedem ce am cumpărat și de data aceasta. Mi-am amintit că trebuie să mai specific un lucru pentru că am văzut câteva comentarii la clipurile anterioare de genul acesta și vreau să înțelegem niște lucruri de la bun început. Ei bine, dragilor, eu prin videoclipurile acestea pur și simplu vă arăt ce cumpăr eu, adică eu nu fac aici educație alimentară, nu sunt un nutriționist, nu vă zic mâncați chestia asta sau nu mâncați chestia asta, eu doar vă arăt ceea ce cumpăr eu cu scopul, nu știu, de a vă inspira cumva, de a vă da vreo idee de o rețetă sau să vedeți pur și simplu ce se mai găsește prin magazine. Iar acum, din punctul meu de vedere, fiecare este liber să cumpere și să consume tot ceea ce dorește el. V-am mai spus că și eu mă uit la alte persoane la genul acesta de videoclipuri și dacă văd ceva în clipurile respective ce eu în mod normal nu aș consuma, nu mă apuc să dau cu hate, să-i scriu comentarii urâte sau să-i dau dislike. Tocmai de aceea există X-ul acela din colțul ecranului la care puteți să apelați în cazul în care nu vă convine ceea ce arăt eu aici. Deci, mă repet, eu nu fac aici educație nutrițională. Foarte bine că vreți să mâncați sănătos și că faceți sport. Mă bucur foarte mult pentru voi, dar clipurile de genul acesta pe canalul meu nu sunt pentru asta. Puteți să mergeți să vedeți alte clipuri de genul acesta în altă parte, pentru că eu nu o să vă mint acum și nu o să vin în fața voastră să vă arăt niște alimente sănătoase, astfel încât să pară că modul meu de viață este unul wow. Pur și simplu asta sunt eu, așa că asta vă arăt, deci dacă vă place, apăsați pe butonul de like și urmăriți în continuare clipurile de genul, iar dacă nu, asta este, nu se supără nimeni. Gata, dragilor, am menționat tot ceea ce trebuia. Îmi pare foarte rău că m-am lungit atâta cu această introducere, dar era necesar să menționez. Și haideți să începem cu ceea ce am luat din Lidl, iar în primul rând am să vă arăt borcanul acesta de miere. Este o miere care se numește Taina Florilor și este miere polifloră de 900 de grame. Am mai luat mierea aceasta înainte, numai că avea un ambalaj ușor diferit și este de la Apicola Costachen, de fapt. Cred că Taina Florilor se numește mierea, efectiv. Da, după cum am zis, noi deja am încercat-o și ne place destul de mult. O folosim dimineața în iaurt și cu fulgi de ovăz pentru a face iaurtul puțin mai dulce. Asta în cazul în care preferați un mic dejun un pic mai dulce. Punem cam o linguriță, două de miere în funcție de cât iaurt facem și este foarte, foarte delicios. În momentul de față mai avem foarte puțină miere în borcanul pe care îl folosim acum. Mai avem undeva pe aici, așa că am zis să-l avem pe acesta pentru că ni se termină destul de repede. Bine, nu chiar foarte, foarte repede, dar
am zis să fie, bineînțeles, pentru că este un produs pe care îl folosim aproape zilnic. Și dacă tot am spus de fulgi de ovăz, am cumpărat din nou pachetelul acesta. V-am mai spus că sunt fulgii mei de ovăz preferați, dacă nu i-ați încercat până acum, vi recomand din suflet, pentru că sunt cei mai moi și fini fulgi și se înmoaie foarte ușor și puteți să-i mâncați rapid. Merg foarte bine și cu iaurt și cu lapte. Eu i-am încercat în multe combinații, și cu fructe, și doar cu iaurt, și cu mierea pe care v-am arătat-o. Așa că dați-le o șansă dacă nu i-ați încercat până acum, pentru că sunt foarte faini și prețul lor este unul și foarte bun, în jur de 2 lei și ceva. Am cumpărat și o plasă din aceasta de portocale de 2 kg. Am mai cumpărat portocale din acestea la plasă de la Lidl și au fost foarte bune. Nu au fost nici acrișoare, dar nici foarte, foarte dulci. Chiar au fost perfecte și s-au curățat destul de ușor. Nu prea îmi plac portocalele acelea care au coaja super subțire și te chinui destul de mult să le decojești, dar acestea ne-au plăcut, așa că de aceea le-am și recumpărat și nu mai știu sigur ce preț aveau. Din păcate, nu mai am bonurile, nu mai știu unde le-am pus ca să vă zic exact prețurile. Știu că unii dintre voi mi-a spus în comentarii să scriu și prețurile la ceea ce cumpăr, dar din păcate nu mai am bonurile, o să le țin pentru data viitoare, dacă vreți să scriu și prețurile produselor pe ecran, și aștept răspunsul vostru în comentarii dacă vreți să afișez și prețurile. Pe lângă plasa aceea de portocale, am cumpărat și o plasă din aceasta de cartofi. Pe aceștia am de gând să-i folosesc ori pentru o ciorbă de legume, ori o tocăniță, un piure sau pur și simplu să îi bag la cuptor și aceștia mi se par super, super buni. Sunt cartofii aceia albi din Lidl ce vin așa la 2 kg și dacă toți suntem la legumele cumpărate de la ei, am cumpărat și morcovii aceștia pe care i-am pus în plăsuța aceasta, în săculețul acela reutilizabil de la Lidl despre care v-am mai tot vorbit, numai că nu am mai apucat să mai cumpăr și alte bucăți și am foarte puține în momentul de față, dar mă folosesc de ceea ce am. Am cumpărat morcovii la fel pentru o tocăniță, pentru un pilaf, pentru diverse mâncăruri pe care mai am de gând să le fac în perioada aceasta. Și am cumpărat și ciuperci așa la borcan, pentru că nu am vrut să iau din acelea la caserolă, pentru că nu știam când aveam de gând să fac. Am cumpărat 4 borcanașe din acestea, dar stați așa că nu știu cum să vi le arăt. Cred că prețul unei astfel de borcanaș este de 4 lei și ceva și ori o să fac o ciulama de ciuperci, încă nu m-am gândit clar, sau poate fac o rețetă de paste pe care am descoperit-o anul acesta și este super bună cu ciuperci și un sos tare, tare delicios, așa că am zis să am 4 borcanașe pentru că mie îmi plac foarte mult ciupercile și le pun în diverse rețete. Și apropo de rețete, am cumpărat și pieptul acesta de pui, pot să-l pregătesc în mai multe variante, ori cu ciupercile, ori cu mazărea, pentru că o să vă arăt că am luat și niște mazăre, sau pot să-l fac pur și simplu pe grătar. Oricum, ne place pieptul de pui, așa că nu trebuia să ne lipsească. O să trecem acum la lactate și știu că mi-ați spus la un moment dat în comentarii că vi se pare că eu consum destul de multe lactate. Ei bine, gândiți-vă că eu tot ceea ce cumpăr aici nu le consum pe toate într-o zi sau în două zile, plus că nu mănânc doar eu singură, nu sunt singură în casă. Așa că, aparent, poate v-am lăsat impresia că mănânc destul de multe lactate, dar să știți că lucrurile nu stau chiar așa. Deci, haideți să trecem la ele și o să încep arătându-vă din nou chefirul acesta de la Pilos, pe care vi l-am arătat și în clipul trecut. Mai degrabă, Paul este fanul acestui chefir, așa că de aceea, de fiecare dată când mergem la Lidl, pune cel puțin 2 bidonașe din acestea. Și mie îmi plac, dar nu pot să zic acum că le vreau neapărat în coșul de cumpărături, dar dacă le avem în frigider, beau și eu câte unul, pentru că este tare, tare bun. V-am mai spus că nu este foarte dulce la gust, adică își păstrează aroma aceea de iaurt și cel mai mult îmi place varianta cu piersici și apoi varianta cu căpșuni. Ca iaurt pentru dimineață le-am luat pe acestea. Nu știu dacă vi le-am mai arătat până acum. Știu că vi le arătam pe cele cu fructe, dar am zis că dacă tot am cumpărat miere, nu mai este nevoie să mai luăm un iaurt cu fructe, pentru că iaurtul deja va fi îndulcit cu mierea. Așa că am mers pe un iaurt clasic. Înainte le foloseam pe cele de la Olympus și chiar dacă luam varianta cu 2% grăsime și nu cea cu 10%, tot mi se părea un iaurt super, super consistent. Așa că l-am descoperit pe acesta din Lidl, este tot așa de la Pilos și este un iaurt cu 10% grăsime în stil grecesc, zic ei. Probabil l-ați încercat până acum, dacă da, spuneți-mi în comentarii cum vi se pare și voi. Eu efectiv am devenit fană, îmi place foarte mult gustul și nu este nici atât de gros cum este cel de la Olympus și prețul este mai micuț, cred că în jur de 8 lei pentru un kilogram de iaurt, ceea ce este super bine pentru că la noi iaurtul se cam termină, o găletușă din aceasta în câteva zile.
zile, pentru că atât eu cât și Paul mâncăm dimineața iaurtul acela de care v-am tot spus până acum. Dacă tot am vorbit de iaurt, haideți să și terminăm cu el și am mai cumpărat două cutiuțe din acestea de la Milbona, o variantă cu piersii și fructul pasiunii și o variantă cu cireșe. Sunt niște iaurturi de 400 de grame pe care, în mod normal, cred că le găsim la 3 lei și ceva și noi le-am găsit la ofertă pe la 2 lei și ceva, așa că de aceea am zis să luăm două recipiente. Tot la fel, Paul le preferă mai mult pe acestea. Nu sunt rele la gust, chiar sunt destul de bunicele, numai că mi se par cam dulci. Mi se par un pic mai dulci, de exemplu, față de iaurtul acela mare la găletușă cu fructe pe care vi l-am tot arătat în clipurile anterioare, dar da, sunt bune, oricum. Am cumpărat și cutia aceasta de lapte de la Pilos, v-am spus că mie îmi place să-l pun în cafea, are 1,5% grăsime și este UHT și mi se pare că acesta ține mai mult, se păstrează mai mult și la frigider față de un lapte normal și îi dă cafelei un gust foarte, foarte bun, asta în cazul în care preferați o cafea cu lapte. Și acesta de la Pilos are și un preț foarte convenabil pentru cantitatea pe care o oferă, are 1 litru și costă în jur de 3 lei, parcă. Și am cumpărat evident și două cutii din acestea de lapte, n-am mai găsit bidonul acela pe care îl luam eu normal la 1,5 litru, așa că am luat două din acestea, deci am aici 2 litri de lapte, dintre care pe unul o să-l folosesc la o prăjitură și o să vă arăt imediat despre ce este vorba și pe celălalt o să-l consumăm dimineața cu fulgea aceea de ovăz, cu cereale, cu ce mai avem noi, sau pentru clătite, bineînțeles, pentru că nouă ne plac foarte mult și clătitele, atât cele groase, pufoase, pe care vi le arăt eu de obicei pe Instagram, cât și cele normale. Am luat și o cutie din aceasta de smântână, mă rog, spun cremă cu 30% grăsime de la Pilos. Eu pe aceasta am de gând să o folosesc la sosul acela pentru paste de care v-am zis, mi se pare că merge foarte bine, are un gust foarte bun, îi dă sosului o textură perfectă și o cutie din aceasta este suficientă pentru a prepara odată o rețetă, așa că da, mie îmi place tare mult și cred că găsiți această cutie pe la vreo 3 lei și ceva, cam așa. Apoi am cumpărat brânza aceasta care este tot de la Pilos, sper că se vede bine ambalajul ei, este o cremă de brânză naturală de 200 de grame. Nu cred că am mai încercat-o până acum, chiar nu mai mi-amintesc. Am luat-o pentru că am văzut-o la reducere și am zis hai să o încercăm să vedem cum este. Este o cremă simplă de brânză și am cumpărat și cupulețul acesta de brânză topită. N-am încercat până acum brânza aceasta de la Pilos, așa că am zis să vedem cum este. De obicei luam brânză topită de la Hochland, dar am zis hai să încercăm și pe aceasta din Lidl să vedem dacă este la fel de bună, pentru că aceea ne place destul de mult. Am cumpărat și o cutie din aceasta de ceai de mentă, nouă ne place foarte mult, suntem fani și ni se pare că se combină foarte bine atât cu o mâncare mai dulce, cât și cu una mai sărată, de exemplu, nu știu, niște covrigei. Am luat și esență de vanilie, este foarte bună aceasta, am mai folosit-o și înainte și chiar este super ok. Am de gând să o folosesc pentru clătite, nu mai aveam deloc esență de vanilie în casă, așa că în mod normal obișnuiesc să țin două bidonașe din acestea, două sticluțe, așa, micuțele și drăguțe. Pentru că am de gând să fac zilele acestea o ciorbă de legume, am cumpărat și tăieții aceștia pentru că nu mai aveam absolut deloc și câteodată obișnuiesc să pun în ciorbă și tăieței dacă nu pun orez sau cartofi sau, mă rog, carbohidrați, înțelegeți? Și am mai încercat înainte pe aceștia de la Lidl și sunt buni și dacă tot suntem la paste și chestii din acestea făinoase, am mai cumpărat și un pachet din acesta de spaghete pentru că la fel nu mai aveam deloc spaghete în casă sau niciun fel de macaroane de paste și v-am spus că am de gând să le fac cu sosul acela bun și cu ciuperci și să știți că merg foarte bine și cu câteva bucățele de pui. Am mai cumpărat și o lasagna, știți că vă arăt de obicei lasagna aceasta, v-am mai spus că nouă ne place, este cu carne de porc și o băgăm la cuptor cam 30-40 de minute și este gata. La ea v-am spus că o să apelăm în momentul în care nu am timp să gătesc, sunt foarte ocupată pentru că eu v-am mai spus că lucrez super mult de acasă, așa că da, din păcate mai apelez câteodată și la mâncare din aceasta destul de rapidă de făcut și apropo de asta, dacă tot suntem la ea, am mai cumpărat două cutii din acestea de nuggets și la fel pe ele vi le-am mai arătat, vin înăuntru cam 10-12 bucățele din acestea de pui și fiecare cutie vine cu câte două sosuri, sunt foarte bune bucățelele acestea, dacă nu vreți să le prăjiți puteți să le băgați în cuptor foarte bine și nu trebuie să le lăsați mult, sunt gata, sunt delicioase și iată că puteți să le preparați și fără apel
Nutella la ulei. Am mai luat o cutie din aceasta de pastă de tomate pentru că am de gând să fac și un ostropel, să vedem cum facem cu carnea pentru că nu o să-mi ajungă caserola aceea cu siguranță, dar am zis să iau conserva aceasta pentru că nu mai aveam deloc pastă de roșii în casă și îmi trebuie și pentru ciorbiță și pentru tocănițe sau ceva, așa că da, de aceea am luat-o și este bună, v-am spus. Am cumpărat și două pachetele din acestea de șuncă din pulpă de porc de la Peacock, v-am mai arătat șunca aceasta, mi se pare foarte ok pentru că nu are grăsime și vine feliată destul de subțire și este foarte ușor să o folosești, să faci niște sandvișuri cu ea și după cum v-am spus este bună la gust, cel puțin din punctul nostru de vedere. Am cumpărat și niște crembuși din aceștia polonezi, ei spun că ar avea 90% carne, acum nu știu ce să zic cu chestia asta, nu obișnuim să consumăm crembuși sau polonezi prea des, dar am zis să îi avem și pe ei, deci iată de aceea am cumpărat și cred că îi găsiți în jur de 11-12 lei sau chiar 15, nu mai știu sigur, și sunt înăuntru 5 bucăți. Tot de la Lidl mi-am recumpărat și ciocolata aceasta pe care v-am mai arătat-o, v-am spus că îmi place foarte mult pentru că efectiv ciocolata este bună, dar îmi plac și alunele acestea mari cu care vine înăuntru și am recumpărat și cutia aceasta mare de bomboane pentru că v-am spus că nouă ne plac și sunt variate și nu ne plictisim de ea și este mai ușor când ai poftă de ceva dulce să iei o singură ciocolată din aceasta. De la congelate am cumpărat în primul rând o pungă din aceasta de legume în stil mexican. Mie îmi plac foarte mult pentru că ele conțin și porumb și dacă îmi place porumbul, vă dați seama că îmi place și acest amestec. Iar o pungă din aceasta costă foarte puțin, în jur de 2 lei, dar noi am luat doar una pentru că deja am luat suficientă mâncare și trebuie să avem timp să le și preparăm pe toate. Iar în al doilea rând, de la congelate am luat și o pungă din aceasta de cartofi pe care v-am spus că puteți să-i și prăjiți, dar și să-i băgați la cuptor. Iar de data aceasta am luat o pungă mai mare decât am fi luat în mod normal pentru că am zis să avem totuși, pentru că oricum îi băgăm în congelator. Iar ca și carne, am mai cumpărat și cotletul acesta de porc, l-am mai avut și înainte, l-am făcut, este super bun și practic sunt 4 bucățele deja tăiate, feliate aici, deci trebuie doar să le bagi la cuptor și să le faci o garnitură și sunt gata și nici nu durează prea mult. Nouă ne plac, așa că de aceea le-am și cumpărat pentru a prepara o masă dintr-o astfel de caserolă și am mai cumpărat și o caserolă din aceasta de mici, i-am găsit la reducere și sunt mici de porc și de vită. I-am mai încercat înainte, sunt buni, așa că de aceea am zis să-i luăm și acum și să vedem cu ce garnitură o să-i facem sau dacă îi mâncăm așa simpli. Și am cumpărat și o pâine din aceasta, este pâine albă la tavă, din păcate nu am găsit altă pâine în Lidl, așa că a trebuit să o luăm pe ea. Mie îmi place foarte mult în momentul de față pâinea lor, tot așa feliată, ambalată, numai că este un toast cu secară, mi se pare foarte, foarte bună pâinea aceea, dar v-am spus, nu am mai găsit-o, deci a trebuit să o luăm pe ea. Iar ultimele cumpărături pe care vi le arăt din Lidl sunt chestii pentru ronțăit. Și vă arăt din nou biscuiții aceștia pe care vi-am arătat și data trecută, sunt foarte, foarte buni. Dacă încă nu i-ați încercat, dați-le o șansă pentru că au o cremă bestială și biscuitele în sine se topește. Atât de moale e și credeți-mă că și el este foarte delicios. Am cumpărat și o pungă din aceasta de chipsuri. Nouă ne place foarte mult această variantă, atât mie cât și lui Paul și am luat din nou sticks-urile acestea cu Susan. V-am mai vorbit despre ele, vi le-am mai arătat și au un preț foarte avantajos, în jur de 2 lei și sunt o grămadă de sticks-uri. Și de asemenea am cumpărat semințele acestea de la Alesto. Sunt semințe fără sare, sunt foarte, foarte bune și la fel și prețul lor este unul bun. Și ca dulce am cumpărat fursecurile acestea, da, hai să le zicem fursecuri. Nu știu dacă le-ați încercat până acum, dar vin în mai multe variante, iar varianta aceasta cu maro nouă ni se pare cea mai bună, pentru că înăuntru fursecurile sunt ușor diferite. Mai este o variantă cu mov și aceea parcă are mai multe fursecuri cu ciocolată amăruie cumva, dar varianta aceasta ne place nouă personal cel mai mult. Am terminat cu ceea ce am luat din Lidl, știu că deja v-am arătat destul de multe, dar haideți să vedem ce am cumpărat totuși din Auchan. Și pentru că am rămas cu foarte puțină cafea, am cumpărat din nou pachetelul acesta, l-am mai luat și înainte și în momentul de față mai am, cred că, mai puțin de jumătate din borcănașul cel mic. Este un pachet mai avantajos pentru că este în jur de 20 de lei, cam așa, și poți să primești practic gratuit borcănașul acesta mic de 50 de grame. Nouă ne place foarte mult cafeaua aceasta de la Nescafe. În varianta aceasta cu capacul roșu, să știți că eu nu am foarte multe variante de cafele pe care le prefer, mă refer cafea din aceasta solubilă din supermarket, așa că dacă voi preferați un anumit
tip de cafea de genul acesta, vă rog să-mi spuneți în secțiunea de comentarii ca să o caut și eu și să o încerc. Apoi, am mai cumpărat niște ceapă pentru că nu mai aveam absolut deloc și v-am spus că am de gând să gătesc și așa mai departe și nu am mai avut la mine săculețul acela de la Lidl, așa că din păcate a trebuit să apelez la o punguță din aceasta de plastic, dar asta este. Deci avem aici practic ceapă pentru mâncarea pe care am de gând să o prepar în perioada următoare. Dacă tot suntem la legume, am cumpărat și doi castraveți din aceștia Fabio. Nouă ne plac și îi consumăm de obicei dimineața la un sandwich, la ceva de genul acesta, așa că de aceea am luat și doi. Am cumpărat și niște usturoi și am luat pe aceștia la plăsuță pentru că ei arătau cel mai bine. De obicei noi punem usturoi în mâncare, adică eu pun pentru că numai eu gătesc în casa asta, nu știu de ce tot spunem noi. La mine este situația cam așa, eu gătesc, Paul mănâncă, deci da, folosesc de obicei usturoi în mâncare pentru că mi se pare că îi dă un gust mult mai bun. Am cumpărat și o sticlă din aceasta de ulei pentru că nu mai avem deloc ulei în casă și evident am nevoie de pentru a găti câte ceva și l-am luat pe acesta un de lemn de la bunică, l-am încercat înainte, este foarte bun și de aceea l-am luat și acum și este la un litru. Paul văd că a pus în coșul de cumpărături și sosul acesta cu usturoi de la KFC, lui îi place foarte, foarte mult, chiar este fan KFC, așa că nu este nicio problemă, o să-l consumăm cu siguranță, mai ales el, sunt sigură de asta. Și am mai cumpărat o sticlă din aceasta de ketchup de 480 de grame, acesta la minut, ketchup dulce, pentru că la fel nu mai aveam deloc. V-am spus că înainte de a merge la cumpărături ne-am făcut o listuță pentru că știam exact ce ne lipsește și de ce mai avem nevoie și acesta bineînțeles că era și el trecut pe listă. Am recumpărat telemea aceasta de vacă de la Hochland, este foarte bună și are 350 de grame. Iar prețul cred că este undeva în jur de 10-12 lei, undeva pe acolo. Nouă ne place foarte mult, chiar are gustul acela de brânză și o folosim ori dimineața într-un sandwich, ori într-o salată, ori merge foarte bine și la o mămăliguță caldă împreună cu unt, cu ou și așa mai departe, deci de aceea am cumpărat-o din nou. Am cumpărat și două conserve din acestea de pateu bucegi, una este cu pui și una este cu porc, nouă ne place, v-am mai arătat pateul acesta, așa că de aceea l-am luat și acum pentru dimineață. Și pentru că v-am zis la început că scopul acestor cumpărături mai multe a fost ca să nu mai mergem la fel de des în supermarket, v-am zis că am de gând să fac și o prăjitură zilele acestea, deci o să fac creșmit și am luat pudra aceasta pe care o folosesc în general pentru această prăjitură pentru că se face foarte simplu, doar pui lapte și o amesteci cu mixerul și este practic gata. Iar dacă am cumpărat pudra, evident că aveam nevoie și de foi pentru creșmit și le-am găsit pe acestea și ele erau cele mai întregi pentru că altele erau cam zobite sau nu erau egale, așa că o să le folosesc pe ele. Prăjitura aceasta chiar este super, super simplă, așa că dacă vrei să ai ceva dulce în frigider pentru mai mult timp, adică nu doar pentru o zi, vă recomand să o încercați. Iar eu pe deasupra, la ultima foaie, pun întotdeauna niște zahăr pudră și apropo de zahăr, l-am cumpărat pe acesta, mărgăritar, nouă ne place în general, am aici un kilogram pentru prăjituri, clătite, cafea și alte preparate ce mai întreg mie prin cap zilele acestea să le fac. Și dacă tot am zis de clătite, am cumpărat și niște făină, un pachetel din acesta, am mai avut înainte făina aceasta și este foarte bună din punctul meu de vedere. În momentul de față mai am cam jumătate dintr-un pachet în casă, deci dacă mă apuc să fac eu niște clătite, era necesar să am și un pachet din acesta întreg și pe lângă făină am cumpărat și niște mălai pentru că la fel dacă vreau să fac o mămăligă cu brânză sau o mămăligă pentru ostropel sau pentru ciulamaua de ciuperci, nu o să-mi ajungă cea pe care o am în casă, așa că era nevoie să mai iau încă un pachet. Și am cumpărat și un pachet de orez pentru că ultima dată am făcut orez cu lapte și am folosit o grămadă de orez, așa că trebuia să cumpăr un pachet nou pentru că am de gând să-l folosesc pentru a face un pilaf cu legume, cu ciuperci, este super bun. Am mai cumpărat niște condimente din acestea pentru pui de la Galeo. Nu le-am încercat niciodată, să sperăm că sunt bune. Am zis să mai încerc să gătesc puiul și altfel și de aceea le-am luat. Și am mai luat un pliculeț din acesta de pătrunjel uscat pentru a-l pune în diverse preparate pentru că nu am mai găsit pătrunjel verde efectiv și n-am mai găsit nici mărar verde, așa că trebuia să apelez la pliculețe de genul acesta. Și că tot vorbim de pliculețe, le-am luat și pe acestea. Am luat două seturi din acestea și avem aici zahăr vanilat și praf de copt, la fel pentru clătite sau alte dulciuri pe care am de gând să le mai fac. Știu că acum poate pare că am de gând să fac dulce zi după zi după zi, dar nu este chiar așa. Gândiți-vă din nou că toate aceste cumpărături sunt pentru o perioadă
puțin mai lungă. Și tot de la Auchan am mai cumpărat niște mazăre din aceasta boabe de la Olympia. Să vedem cât are un borcan. Are 720 de mililitri. În general, când fac mâncare de mazăre, folosesc cam două borcanașe din acestea, trei borcanașe, cam așa, și o prepar foarte, foarte simplu. Mă folosesc de ceapă, morcov, eventual mai pun și puțin ardei. Și este o mâncărică foarte bună de mazăre și merge foarte bine combinată cu puțin piept de pui sau pulpe de pui. Așa că dacă nu ați încercat combinația aceasta până acum, chiar vă recomand și puteți să faceți mâncarea aceasta de mazăre chiar de post, în cazul în care țineți post în această perioadă. Și pentru că v-am spus că nu prea am găsit pâine la Lidl, am mai cumpărat și pâinea aceasta de la Velpitar, o pâine albă, pentru că la fel n-am mai găsit să mai iau pâine grâu întreg. Deci momentan trebuie să mă mulțumesc cu ea și am mai cumpărat o pungă din aceasta de pufuleți simpli cu sare de la Gusto. Sunt unii dintre preferații mei, la fel vi arăt, cred că în fiecare videoclip de genul acesta, pentru că îmi plac. Și sper că nu credeți că o să închei videoclipul acesta de cumpărături alimentare fără să vă arăt, evident, cola zero. Și am luat cola la oferta aceasta, sunt două sticle de 2 litri și cred că au costat în jur de 8 lei. 8 lei și ceva, nu mai știu sigur prețul. Oricum ar fi, acum pot să zic că dacă avem cola zero, suntem practic asigurați. Dragilor, acesta a fost videoclipul de astăzi. Știu că a fost foarte, foarte lung, dar am avut multe de arătat și nu știu cum aș fi putut să mă limitez mai mult. La un moment dat chiar încercam să trec mai repede prin ele ca să nu vă plictisesc. Deci dacă v-a plăcut clipul de astăzi, nu uitați să apăsați pe butonul acela de like și să-mi spuneți părerea voastră în secțiunea de comentarii. Și ca de fiecare dată la finalul videoclipului, vă reamintesc să vă abonați dacă nu ați făcut asta până acum. Apăsați clopoțelul dacă vreți să primiți notificare în momentul în care încarc un nou videoclip și urmăriți-mă pe Instagram, pe Facebook și pe TikTok pentru mai multe poze, videoclipuri și interacțiune. Și gata pentru astăzi, dragilor, vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, aveți grijă de voi și până data viitoare vă pup și vă îmbrățișez. Pa, pa!